Bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Suntem Dana și... Filip Matei. Și câți ani ai tu, Filip Matei? 3 ani. Și vrem să filmăm pentru voi astăzi un clip cerut de voi. Foarte cerut de voi de-a lungul timpului. M-am gândit eu așa... Activitate. M-am gândit eu așa să vin în ajutorul vostru cu... câteva idei de activități pentru copilași. Am să încerc cumva activitățile pe care le vom face noi astăzi. Se încadrează așa în mai multe categorii de vârstă, ca să spun așa. Pot fi făcute și de copilași mai micuți, dar și de copilași puțin mai mari. Să încadrez aceste activități în vârstele 2 și 4 ani, dar să știți că dacă aveți copilași de 1 an și jumătate, de 2 anișori, dar și mai mult de 4 ani, e posibil să fie și pentru copilașii voștri aceste activități. Am gândit să vă ajut așa cu câteva idei. Știu că au intrat copilașii în vacanță și poate vreți ceva idei din, nu știu, ceva idei care să vă ajute să mai faceți ceva cu ei. Așa că am să vă propun astăzi câteva idei de activități. O să vorbim pe parcurs și să încerc să vă mai explic atunci, dar am vrut să fac o mică introducere. Dacă sunteți prima dată la noi pe canal, ne-ar ajuta dacă v-ați abona, ne-ați aprecia acest clip și sper să vă fie și vouă de ajutor, așa că hai să trecem la treabă. Bun, mai întâi ca o idee așa, cu mai multe activități, aici Filip a îmbuțit un pic cărticica, dar nu e nicio problemă. Avem așa, cărțile speciale cu mai multe activități, de colorat, de, nu știu, puzzle, uitați aici că scrie. Avem așa, planșe de colorat, puzzle-uri, unește punctele, labirinturi, aici avem limbaj, logică, desen, cunoașterea mediului înconjurător și sunt tot felul de activități pentru copilași de 3-4 anișori. Noi de mult timp nu am mai făcut activități pe această cărticică, cred că ar trebui să reîncepem. Au fost activități care nu erau potrivite pentru Filip la momentul respectiv. Dar vă recomand aceste cărticele, sunt cărți cu foarte, foarte multe idei. Noi am cumpărat aceste cărticele, aici scrie 2-3 ani, iar aici această cărticică este pentru 4 anișori cu 100 de idei. Cu foarte multe idei. Această cărticică la noi este cumpărată de ceva timp, dar am avut-o dată deoparte și o să începem și noi să facem activități de pe ea. Foarte frumoasă este. Am cumpărat aceste cărticele de pe Elefant, dacă nu vorbesc eu greșit. Le găsiți pe Elefant și cred că și în mai multe librării se pot găsi. Cam așa arată. Bun, aceasta ar fi așa ca o idee. Nu știu, puteți să luați cărticelele cu voi și dacă plecați undeva, le-ați pus și știți că aveți activitate cu copilașii. Noi o să luăm aceste cărticele și le-am mai luat cu noi la biserică ca să-l ținem pe Filip ocupat și să stea cu mințel. Bun, deci cam asta ar fi prima noastră variantă, dar am vrut doar să vă arătăm, nu o să facem de aici astăzi, doar vreau să vă dau câteva idei așa mai multe, grămadă cumva. Următoarele activități sunt activități pe care noi le-am luat de pe Pinterest. Vă las link în descriere, încerc să vă filmez puțin ecranul ca să vedeți despre ce este vorba. Găsiți acolo tot felul de activități și de idei. Noi le luăm de acolo, le descărcăm și le printăm. Avem aici acele jocuri pentru copilași de asociere. Acesta este de asociere... puiul cu mama, cum ar veni, și avem animăluțele acestea de fermă, dar sunt o mulțime de variante. Nu o să le facem pe toate astăzi, vreau doar să vă arăt, o să facem, bineînțeles, și câteva. Aici avem așa, animăluțul cu ceea ce mănâncă fiecare animăluț, iar aici avem flori, aici este asociere de culori, în partea aceasta cu florile și cu stropitorile. Asociem culorile, noi știm deja culorile, dar există tot felul de joculețe prin care să învățați pe copilașii voștri culorile. Mai departe avem aici tot așa un joculeț de asociere culori, pentru asocierea culorilor, iar aici o activitate pe care am să o fac eu zilele viitoare cu Filip. Noi am mai postat pe canalul nostru mai multe idei. Puteți să intrați acolo și vedeți că am filmat și am arătat mai multe idei. Aici sunt acești melci
noi decupăm formele, avem, ca să învețe copilașii formele, le decupezi și Filip trebuie să le lipească la fel o altă asociere aici, a formelor geometrice. Și totodată asociere de culori, deci foarte, foarte faine sunt, uite Filip. Nu o să le facem astăzi pe toate, o să facem câteva ca să vă arătăm, dar eu vreau să vă dau idei și vouă. Aici avem un borcan cu biscuiți pentru ca să învățăm să numărăm și să învățăm numerele. Noi cam la această etapă suntem, vrem să învățăm ușurel, ușurel alfabetul și numerele. Nu dramatizez nimic, fac totul în funcție de cât, de cum îl văd pe Filip că evoluează. Noi deja am învățat multe, multe lucruri și cam asta ar urma în, nu știu cum să spun, în viața noastră. Ca Filip să învețe ușurel, ușurel, să numere și, da, numerele și alfabetul, cam pe aici suntem noi. Iar acest borcan cu biscuiți stă în felul următor, decupăm aceste fursecuri și o să punem și vom pune fursecurile în funcție de numere. Aici avem un punct pe fursec, un fulg de ciocolată și vom pune aici. Și uite așa noi vom învăța, dar asta este o activitate mai complexă cumva și o să o facem și o vom face tot așa într-o altă zi. Dar e o idee foarte, foarte interesantă. Aici, după cum v-am spus, vrem să învățăm alfabetul, așa că avem alfabetul și asociem literele mari cu literele mici. Avem tot alfabetul cu diverse animăluțe, fructe și așa mai departe, dar în engleză. Așa că asta este o altă variantă. Ușurel, ușurel le vom face pe toate. Le-am printat acum pe toate ca să le avem și să nu le printez pe fiecare în parte. De fiecare dată când trebuie să trecem la următoarele litere și cam așa arată. Și el o să învețe ușor, ușor litera mare A cu litera mare mică, dar asta probabil că mai încolo, nu chiar acum. Aici o altă activitate foarte interesantă cu un dințișor, cu o măseluță și pasta de dinți și periuța de dinți. Asta e foarte interesantă, foarte ușor de făcut. Poate o să o fac cu voi ca să vedeți. Eu vreau să vă dau modele de fișe, ca să zic așa, pe care le puteți foarte ușor procura, le descărcați de pe Pinterest. Vi le imprimați voi, dacă aveți imprimantă acasă e și mai bine. Și noi le-am imprimat pe ceva mai cartonat. Aici avem tot așa forme geometrice pe care le voi decupa, iar Filip o să le lipească în fiecare legumă pe care o avem aici. Ia hai să vedem puțin, Filip. Ce este asta, știi? Da. Ce este asta? Vânătă. Cum? Vânătă. 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 Dar aici ce avem? Aici? Ce avem aici? Ardei. Ardei. Și ce culoare este? Galben. Este galben. Aici ce avem? Ciuperci. Ce culoare este ciuperca? Maro. Ce culoare? Maro. Ciupercuța. Bun. Aici avem un? Un bostănel. Bostănel. Și ce culoare este bostănelul? Portocaliu. Portocaliu. Aici avem o? Roșie. O roșie. Și ce culoare e roșia? Roșie. Roșie. Și aici avem? Cocot. Morcov, bacolie. Portocaliu. Ia să vedem dacă știi tu ce e asta. Asta e roșie. Asta e o ridiche. Ridică cu roșie. Cu roșie. Aici ce avem? Brocoli. Ce culoare e brocoli? Verde. Verde. Și aici avem un ardei dintre acela iute de care Filip nu papă, nu? Îmi iese roșu. Rotul. Bun. Aici mai am câteva activități mai vechi, aici s-a pătat cu ceva, tot felul de activități, prin toate astea sunt mai vechi la noi, aici tot așa cu numerele, ca să le învățăm, iar aici avem un pui cu care vom face o activitate, o să lipim porumb pe acest puișor sau niște pene, că avem și pene. Foarte, foarte mult putem să jonglăm cu activitățile. Aceasta ar fi cea de-a doua idee, dacă pot să spun așa, pe care vi-o dau. Să intrați pe Pinterest, căutați acolo tot felul de activități pe care vreți voi să le faceți cu copilașii, le printați și le faceți împreună, încet, încet. Foarte multă răbdare cu ei, pentru că sunt mititei și trebuie să învețe și ei cumva și nu putem să... Na, trebuie să învețe și noi am învățat
la rândul nostru și trebuie să avem multă, multă răbdare. Bun, deci cam asta ar fi cea de-a doua noastră idee. Vă printați ce activități vreți voi și le faceți foarte, foarte, foarte interesante. Sunt, noi avem o mapă plină cu activități făcute, din păcate nu am găsit-o acum că voiam să vă arăt, dar putem să jonglăm foarte, foarte mult. Aici am o activitate pe care am făcut-o cu Filip, o aveam noi pe frigider pe aceasta și de asta am zis că vi-o arăt aici, dar avem multe activități. Majoritatea sunt filmate și postate la noi pe canal. Aici este mâna mea și aici este mâna lui Filip. Foarte interesante așa cumva, că putem să facem tot felul de joculețe cu copilașii. Asta intră într-o altă categorie de pictate. Pictat putem să facem o mulțime de activități. Bun, acum vreau să strâng de aici și să vă arăt următoarea noastră idee. Următoarea noastră idee pe care o avem pentru voi, cu siguranță e foarte la îndemâna tuturor și asta cu siguranță o faceți cu toții. Avem coloratul acesta cu culori și noi am început de ceva timp să colorăm, nu de foarte mult timp. Chiar, nu știu, vreo lună, nu știu cât să spun că avem, de când a început Filip să coloreze. Bineînțeles că nu colorează perfect, dar ușor, ușor învățăm. Tot felul de cărticele, recomand cărțile cu imagini așa mari, ca să poată copilașii să coloreze mai ușor. Nu știu, nouă ne-au fost de folos cărțile acestea cu printuri așa mai mari. Iar aici avem un set foarte, foarte fain de culori. Iar aici avem culorile, deja au început să se tocească pentru că le ascuțim foarte des. Filip colorează foarte, foarte des, îi place așa să stea el să coloreze. Culorile acestea sunt foarte intense așa, noi am mai avut mai multe culori, dar Filip se enerva pentru că atunci când colora nu se vedea, pentru că erau foarte slabe. Dar acestea sunt foarte faine și nouă ne plac foarte, foarte mult. Și cam aceasta ar fi cea de-a doua idee, nu că nu știți voi de aceste idei, dar mă gândesc să vă mai dăm așa idei ce să mai faceți cu copilașii voștri în vacanță mai mult, pentru că au început vacanța. Cam așa arată cărticica. Noi avem, mai avem încă una pe care tot așa o avem dată deoparte. Ideea este că noi această cărticică și inclusiv setul acesta de culori le-am primit anul trecut, când Filip nu era pregătit pentru așa ceva. Nu știa deloc să coloreze și nici nu avea răbdare și le-am dat deoparte. Și acum, ușor, ușor, începem să și colorăm. Tot ca o idee de colorat, dar mai ușoară pentru copilaș, ar fi aceste cărticele de colorat cu apă. Mie îmi plac la nebunie, noi avem mai multe variante. Am adus aici două ca să vă arătăm vouă. Le găsiți în Carrefour, pe majoritatea noi prin Carrefour le-am găsit. Am cumpărat și din Pepco la un moment dat, chiar, dar nu sunt așa de calitative. Dar pe aceste le găsiți prin supermarketuri, gen Carrefour, Auchan, nu știu, supermarketurile acestea mai mari, foarte faine sunt, le colorăm frumos cu apă, se usucă și le colorează copilașii de foarte, foarte multe ori, nu știu, mi se par foarte faine. Ai mai adus încă una? Pe aceasta, de exemplu, am cumpărat-o din Pepco zilele trecute cu 10 lei, dar nu mi se pare la fel de calitativă, noaptea, da. Nu mi se pare la fel de calitativă, mă rog, pentru 10 lei cât am dat noi pe ea este o variantă și aceasta. Eu am să încerc să vă pun în continuare după ce termin eu de vorbit despre ele și să vă arăt așa imagini cu Filip în timp ce colorează. Dar asta ar fi o altă idee, chiar sinceră să fiu, mai bună decât cea cu culorile, nu mai spun că mai bună decât cea cu acuarele, că e de la sine de înțeles, dar aceasta e super, ne place mult. Putem să luăm aceste cărticele oriunde cu noi, pentru că nu murdărim și nu se usucă, le-am strâns și gata. Foarte, foarte faine sunt, nouă ne plac tare mult. Tare, tare, tare mult! I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new. Mai departe, o altă idee pe care... Și pe asta cu siguranță o știe toată lumea.
dar care la noi funcționează și în zilele în care ne plictisim, mai ales seara în general la culcare, eu îi citesc lui Filip în fiecare seară. Avem aici cărticele, avem multe cărți, am dus o parte din ele în pod ca să le mai rotim. E o idee foarte bună pentru copilași să rotim jucăriile. Acolo. Noi o să ne mutăm, da, o să ne mutăm. Dar Filip, eu i-am mai rotit lui jucării, are foarte multe jucării în cutii sortate de când era el micuț, ca să nu le strice și cu care nu știa să se joace, și le-am sortat, le-am dus în pod și le scoatem ușor, ușor, și pentru el sunt jucării noi. Vă dau așa niște idei de cărți. Noi le-am cumpărat pe acestea recent. Sunt cumpărate de pe acest site, Univers Enciclopedic. Foarte frumos ilustrate. Noi nu am apucat încă să ne uităm peste aceste cărticele, pentru că am avut altele începute și vrem să le terminăm pe acelea. Foarte, foarte frumoase sunt. Tot felul de cărți. Aceasta este Marea Carte a Mașinilor pentru băieței. Da, pe această carte, sinceră să fiu, mă uit așa pentru că nu mă pricep, dar ca să fie așa o idee pentru copilașii voștri. Și da, ca o altă idee ar fi să citim de pe cărticele cu ei, să le arătăm, să învățăm. Nu știu, noi am avut cărticele cu care am început cu Filip când era micuț și cel mai mult îl atrăgeau cărțile cu foarte, foarte multe imagini. Din păcate nu le mai am, le-am dus în pod. Dar învățam ușor, ușor, că acolo este o pisică, că acolo este o floare și așa învățam noi când am început să ne uităm la început pe cărticele. Cărticelele de genul acesta iarăși au fost foarte faine pentru Filip, foarte, foarte interesante. Pe aceasta am cumpărat-o noi din Carrefour, dar le găsiți pe tot felul de site-uri. În Carrefour am cumpărat, mai avem și alte variante și am găsit mai multe de-a lungul timpului. Sunt aceste cărticele cu ferestre, foarte interesante pentru ei. Bineînțeles că și asta, adică puteți să stați, cred că și o oră cu copilaș și să vă uitați, să le arătați, să le explicați. Da, mami, și tot felul de ferestre. Ei vă întreabă, voi le răspundeți. Hai să mai dăm pagina mai departe, arătăm mai departe. Noi am mai prezentat cărticelele acestea în vloguri, dar dacă sunteți noi... Dar dacă sunteți noi la noi pe canal, vă arătăm și vouă. Toate paginile au ferestre dintre acestea foarte, foarte interesante. Foarte faine sunt. Și mai avem și alte variante de cărticele la supermarket, tot așa, pe la fermă, foarte multe. Cred că mai avem vreo 3-4 cărți în stilul acesteia. Aceasta a fost puțin mai scumpă, nu mai știu, 60 de lei parcă a fost. Dar este o carte foarte calitativă și foarte groasă și a rezistat destul de bine la noi. O avem de un an. A rezistat destul de bine, ce a rupt Filip câteva căsuțe, dar nu foarte multe. Deci, da. Aici este vorba despre o livadă și avem cam așa. Ce e acolo? De păsărică, nu? Un cuib de păsărele. Din fructe mama face o minunăție de marmeladă. Lemnul de cireș este bun pentru fabricarea mobilei, dar foarte, foarte multe și foarte multe de descoperit. De exemplu, sunt și prin zone așa, poate nici nu le vedeți voi. Foarte frumoase sunt. Mai avem o pagină aici? Da, și aici în pădure, foarte interesantă. În pădure taie lemne. Taie lemnele. Uite, tăietorul de lemne folosește securea și fierăstrăul electric pentru a tăia în bucăți copacii. Aici ce avem? Ciuperci, nu? Uite, ciuperca otrăvitoare. Nu-mi place. Nu, mâncăm ciupercile otrăvitoare, da? Nu-mi place. Foarte, foarte faină. Bun. Și cam asta ar fi următoarea noastră idee. Cărticele de foarte multe feluri, interactive pentru copilași, cu tot felul de activități. Am avut cărți cu sticăre, care îi plăceau tare, tare mult lui Filip. Se uita foarte mult pe ele. Cărțile acelea cu sticăre erau preferatele lui. Acum am depășit așa puțin momentul, dar la început îi plăceau mult acelea cu sticăre, că nu știa el să înțeleagă foarte multe lucruri și deslipea și lipea sticărele. Mai departe avem o activitate cu aceste forme de brioșe, activitate pe care o făceam eu cu Filip când era Filip mic. Cred că avea în jur de un an și câteva luni, un an și jumătate, cam așa. Și anume, eu îi împrăștiam lui toate aceste forme, le puneam pe masă, pe măsuța lui de la scaunelul de la masă, pe măsuța lui de la scaunel,
Îi le întindeam așa pe toate și el începea să le... Asta e pentru copilași mai micuți, cred că în jur de un an și jumătate până în 2 ani. Le puneam frumos, frumușel așa pe toate și Filip le lua și le punea una în alta. Ia să vedem cum le strânge Filip. Și era foarte fain pentru el, pentru început. Mă bucuram foarte mult că reușeam așa și găseam activități pe care le puteam face și potrivite cu vârsta lui, pentru că atunci e mai greu să găsești ceva care să poată să facă copilașii. Bun, deci asta ar fi una din idei. Le luăm și le întindem așa pe masă și bebelușul le clădește așa și le pune una în alta. Formele acestea de brioșe sunt din silicon și le-am cumpărat din Jumbo. Și sunt foarte faine. Eu le mai las lui Filip să se mai joace, de asta nu sunt nici foarte curate. Dar atunci când le-am de folosit, le spăl și fac treaba, pentru că nu sunt de unică folosință. Iar a doua idee cu ele ar să le sortăm pe culori. Hai, Filip, le punem pe culori. Da. Mami, ți le întinde. Hai să le întindem amândoi. Ajută-mă. Le întindem pe toate și cea de-a doua idee ar fi ca bebelușii să sorteze aceste forme de brioșe pe culori. Așa învățăm și culorile. Noi am trecut puțin de etapa aceasta, dar nu-i niciodată prea târziu. Acum, Filip, le pui pe culori, mami. Portocaliu la portocaliu, verde la verde și mov la mov. Hai să vedem. Așa. Păcălie. Pune-o tot acolo, da? Mai ajungi? Păcălie. Pune-o tot acolo. Păcălie. Portocalie. 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 Ok, uite, mai ai aici încă una. Păcălie. Altă portocalie. Păcălie. Și am terminat? Mai ai portocalii? Nu mai ai. Le punem aici, mai departe, te rog să faci, uite, ce vrei tu, verde sau mov? Fă cu verde, hai. Deci o altă idee ar fi, bineînțeles că noi le arătăm. Pune-o acolo, mami. Le arătăm cum să facă, pentru că ei nu au de unde să știe. Le arătăm și, uite așa, e o altă idee. Foarte, foarte faină pentru ei. Ai terminat și cu verde. Și ce culoare mai ai acum? Mod. Mai ai mov. Mod. Așa. Mod. Mod. Mov. Mod. Mov. Mod. Așa, asta e pentru copilași mai micuți, dar și pentru copilași mai mari, dacă vreți să învățați cu ei culorile. Și uite așa le-am pus deoparte, acum o să le strângem, uite așa, și trecem la următoarea activitate. Pentru următoarea activitate eu am pregătit aici un borcan, sincer puteți să puneți orice aveți voi, orice recipient. Noi făceam când era Filip mic și cu sticle. Și cu sticle și cu tot felul de idei. La fel aici avem niște bețe colorate. Am avut și mai mari, le avem pe undeva, dar nu știu pe unde sunt. Le-am găsit pe acestea mai micuțe și o să lucrăm cu ele. La fel și cu bețele colorate putem să facem două lucruri. Putem să învățăm culorile, le sortăm pe culori. Hai să le sortăm pe culori, te rog, mami. Tot așa, pui verde la verde, galben la galben. Hai să vedem dacă reușești. Nu, aici, le facem așa, uite așa. Hai să le punem... Le punem aici pe cele portocalii. Mami îți face așa și tu le pui în dreptul lor, da? Da. Deci asta ar fi una din... Blu. Este blu, da. Din activități. Ce trebuie să mai punem? Galben. Hai. Mod. Mov. Albastru. Albastru. Păcălie. Așa. Aici. Poftim. Asta punem aici. Pune acolo. Și verde unde? De aici. Așa. Aici. Și ușor, ușor le sortăm pe culori. Mod aici. Mov acolo. Mod acolo. Mod aici. Mov acolo. Asta ar fi una din variante. Noi am mai avut și niște cuburi. Tot așa, exact din același material, doar că niște cubulețe mici. La fel le puneam tot când era Filip mic, le făceam când avea un an și ceva. Le puneam în sticle sau în borcane. Le puneam catagonoi. Așa. Hai să le terminăm de sortat și apoi vă mai arătăm ce mai puteți să mai faceți cu ele. Nu mai știu, 5 lei, 4-5 lei am dat noi pe aceste bețișoare colorate.
Din Pepco și din Jumbo. Pe cele mari, dacă nu cumva le-am luat din Jumbo, sincer să fiu, nu mai știu. Cred că aceste mici sunt din Pepco. Dar le găsiți, le găsiți foarte ușor. Noi nu le-am găsit pe acestea mici mai, când era Filip mai mic, le găsisem pe cele mai mari și cuburile. Hai să vedem. Le terminăm de sortat pe culori. Iar apoi vă arătăm următoarea idee. Așa. Mai ai încă două, da? Acum hai să le recapitulăm. Filip, ce culoare e asta, mami? Verde. Gabriel. Păcudie. Doce. Blu. Mod. Bravo! Și acum, eu am luat așa acest borcan și i-am pus aici, dar puteți să puneți o pungă sau nu știu ce aveți voi. Și am făcut o mică gaură prin care Filip, uite aici este gaura, trebuie să bage bețișoarele. Ia să vedem. Și o să le bage pe toate. Iar pe bebeluș, vă spun super cu încredere că reușiți să-i țineți ocupați foarte, foarte bine așa. Filip, acum le pune mai repede, dar când era mai mic îi lua mult mai mult timp și îl țineam ocupat. Țin minte că îi puneam pe scăunelul lui la bucătărie, în timp ce eu spălam vasele, îi dădeam o sticlă și în sticla respectivă el își punea bețișoarele. Cam așa. Filip. Următoarea activitate pentru băieței mai ales este cu mașinuțe. Filip are o mulțime de mașinuțe dintre acestea mai micuțe cu care se joacă și lui îi place foarte, foarte mult să și le așeze în linie. O să vă las și să vă arăt cum și le pune el și cum și le, cum și le așează. Și asta pe el îl ține ocupat. Stă destul de mult și se joacă cu mașinuțele. Nu se plictisește chiar așa de ușor. Așa că este o altă variantă pentru băieței, pentru că nu am fetiță și nu știu ce activități să vă dau pentru fetițe. Am plecat atâtea. Da? Și Filip le așează frumos, așa se joacă el mereu, deci prin casă și le pune tot timpul și le așează așa în linie. Eu l-am rugat pe Filip să-și aducă câteva mașinuțe cu care să vă arătăm cum se joacă el. Dar are mult mai mult, are o cutie plină, plină cu mașinuțe dintre acestea mici. Și le pune și le așează toată casa. Ai și mari, da. Bun. Mă le mai așez și pe astea sau doar atât? Hai că le mai facem pe astea după, da? Tot acum? Tot. Deci pot să fie cât de multe că el tot așa și le pune. Și tot așa. Hai că-ți dă mami, da? Pot să fie cât de multe că el tot așa se joacă și tot așa și le, și le aranjează. A căzut. Ce-o dau eu? Ce-o dau eu ca să nu le dai pe jos, da? Am zis să stăm aici la masă, să încercăm să vă arătăm aici toate activitățile pe care noi le facem, deși vă dați seama că nu le facem pe toate pe masă. De exemplu, jucatul cu mașinuțele, se joacă Filip pe covor, se joacă Filip pe pat și le așează oriunde vrea el. Jucătate pe picior. Și pe piciorul lui tati, nu? Iar cărțile, bineînțeles că nu stăm la masă să le citim, le citim de obicei în pat, seara la culcare, da. Dar am zis să le facem pe toate aici ca să puteți să vedeți și voi mai bine. Bun, cam asta ar fi următoarea noastră idee, așa își așează Filip jucăriile. Le-ai parcat? Da. Le-ai parcat. Acum te rog să le iei, să le duci pe toate la loc, ca să le mai arătăm la copii încă o idee, ok? Da. Le pui la loc și mami arată încă o idee, da? Pentru penultima noastră idee de astăzi, am adus aici două exemple de puzzle. Avem multe puzzle-uri. Le-am sortat recent și le-am pus pe toate pe categorii, că erau foarte amestecate. Dar am adus două exemple de puzzle. Vă dau și ideea aceasta, poate vă este de folos cu pungile acestea care au
sistemul acesta, foarte util. Noi avem o cutie mare în care le ținem pe toate și astfel nu se amestecă piesele. Da, mami. Nu se amestecă. Am adus aici două idei. Avem varianta aceasta cu animăluțe. O să vă arătăm imediat și cum le facem. Iar aici avem cu numere și cu forme geometrice pe care le-am pus aici. Strânge Filip mașinuțele. Vă arătăm și cum face el puzzle-urile și apoi vă mai dăm o idee și o să închidem clipul. Sper că v-am dat suficiente idei, nu sunt idei noi, nu sunt idei pe care nu le știți neapărat voi, dar poate vă mai dăm o idee așa. Ce să mai faceți în următoarea perioadă când nu mai știți ce să mai faceți voi cu copilașii, nu mai aveți poate idei atunci pe moment, vă uitați la clip și poate vă ajutăm și pe voi cu ceva. Potamul. Și acum ce ai pus? Elefantul. Rinocerul. Și aici ce avem? Beba. Și aici? Arat. Girafa. Mai departe. Aici am pus mamuța. Maimuța. Și ăsta mai știi ce e? Da. Cangur. Ok, deci l-am terminat. Mai departe, hai că mai avem încă unul. Facem și pe ăsta, da? Da. Îți faci tu? Da. Ok. Iar după ce Filip face fiecare puzzle, punem frumușel piesele înapoi în punguța lor și așa nu le împrăștiem peste tot, deci e super. Hai să le învârtim pe toate. Următoarea și ultima noastră activitate pe care vă o propunem este de a implica copilașii în activitățile voastre de zi cu zi. Eu îl las pe Filip să taie ciupercile, e partea lui preferată. Așa, este partea lui preferată, îi place tare mult dacă facem ceva cu ciuperci să-l las pe el să taie. Îl implic la bucătărie cu mine încă de când eram bebeluș, de când avea un an, cred că îl țineam aici la bucătărie cu mine și tot îl lăsam și pe el să mai... pună mâna, dar acum de când este mai mărișor îl las așa cu mine mai mult, cel puțin la parte de ciuperci, cam el se ocupă de ele. Și cam asta ar fi și ultima noastră idee, de a-i lăsa pe copilași și de a implica în activitățile voastre de zi cu zi. Mă ajută și la curățenie, întindem hainele împreună, le punem la spălat împreună, facem multe, multe lucruri împreună, dă cu aspiratorul, nu-i așa, Filip? Da, da. Cupa, da. Cam astea ar fi ideile noastre. Mulțumim. Pentru vizionare. Vizionare. Și vă pupăm. Vă pupăm. Mua. Nu uitați să vă abonați și să ne dați un like. Pa. Pa, pa. Someone like me.
someone like me.